Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, prieteni! Intră în linie dreaptă lupta pentru titlu și pentru cupele europene. Etapa a noua din play-off este deschisă la Sfântul Gheorghe de meciul dintre Șepși și CFR Cluj. După 5 ani de dominare categorică, hegemonia clujeilor s-a sfârșit. A fost la minge Șvec. Centrare și tata lui Camora! Iată-l pe Began plutind acolo, părul crescut de CFR Cluj, pe care însă Șepși l-a adus de la Dunărea Călăraș. Mai atras pe Tudorie. Tudorie scoate pentru Ion Gheorghe. Nu dă rău. O să-ți zic numai dacă golkeeperul adverse greșește. Ion care întoarce balonul pentru Jonathan Rodriguez. În pericol este CFR-ul. Cred că scufeta atinge balonul la pământ. Mai trecut pe la Arad și s-a dus în Ungaia la Kishvarda. Șutul lui Petrila, gol! Dacă nu cumva este fault în atac. Nu știu dacă n-a apucat să fluiere. Ba da, cred că golul este valabil. Se cere faul la Bălașa. Cred că Petrila reușește să înscrie. Unul la 0 pentru clujeni. Să vedem verificarea la VAR. Doar al treilea gol al lui Petrila în acest sezon. Nu știu ce să zic. O fi ceva aici la Bălașa, parcă ar cam fi. Nu, nu cred, nu, este doar o ciocnire. Este doar o ciocnire. Centrare și este ocazie pentru Varga. Ce șansă are Gheorghe! Este o ocazie monumentală, să fii jucător de picior stâng, să-ți vină balonul așa. Bine, poate că s-a speriat de intervenția disperată a lui Burcă, dar asta nu este o justificare. Aici ieșirea lui Scufet, care încearcă să blocheze. Vine golul egalizator, marcat de Tudorie, cu o execuție de care nu l-ai fi crezut capabil. Tudorie dă al 11-lea gol în acest campionat. Șepși reacționează într-un mod absolut neașteptat. Ce faceți, întreabă Dan Petrescu. Într-adevăr, ce face Burcă, ce face Iuri, niciunul atacă, lasă pe Tudorie să-și potrivească mingea. Incredibil. Amândoi se duc pe linia porții. După acestul lui Tudorie se duce lângă vincul. Fantastic. 1-1. Balonul ajunge la Cvec, Manea, apără extraordinar în primă fază Began, dar urmărește Boateng, înscrie, numai că din nou cei de la Șepși îi reproșează ceva lui Sorin Costreie. Faul la portar nu poate fi. Nu fost în offside Boateng. Nu dau seama că în momentul șutului lui Manea, Boateng nu era cumva în offside. Pe Dan Petrescu îl exasperează aceste verificări, dar trebuie să obișnuiască. Asta este aici, nu știu dacă nu e offside. Aici nu știu dacă nu e offside. Da, e offside destul de clar. De ce a dat atât de mult? Dan Petrescu își pierde cumpătul, mă așteptam la așa ceva. Religia. Manea! Acțiune bună a lui Matei, vine Aganović, care preia de lângă Boateng. Șutul lui Păun! Ce-au vrut să
dea, e bun de tot. După ce să se facă 2-1. Cred că Tudorie a dat. Da, Tudorie. Bala atinge pe mână, pe Peteleu. Ia să de aici. Mie mi se pare că l-atinge. Petrila. Șutul lui Petrila. Minge scăpată în față și este gol înscris de Ianga. 2-1, CFR Cluj. Greșeală făcută de Began. CFR Cluj trece în avantaj. De această dată nu cred că mai poate fi vorba de offside. Și a mai fost salvat o dată de poziția afară din joc al lui Boateng. De aceea a fost Dan Petrescu de 5 ori antrenor al lui România. L-a ținut pe Ianga pe teren, jucător care n-a făcut absolut nimic. Totuși este acolo unde trebuie, ca un vârf veritabil, și înscrie al 10-lea gol stagional pentru CFR Cluj. Eroare mare a lui Began. Sigur că vede mingea târziu, dar trebuie să respinge în altă parte. Șutul lui Petrila nu este simplu, este cu pământul, îl vede târziu Began. Superliga vă este oferită de Superbet.